Regiunea transnistreană nu reprezintă un obstacol în calea aderării Republicii Moldova la blocul comunitar. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță, în cadrul emisiunii la 360 de grade de la Radio Moldova. El a amintit exemplul Ciprului, care a devenit parte a Uniunii Europene, deși are un conflict înghețat pe teritoriul său. Oficialul european s-a referit și la fondurile de preaderare, cel mai important lucru pentru Republica Moldova din punct de vedere al Uniunii Europene, a remarcat Ștefănuță. Nu asta este principala. Da, există state care menționează acest lucru, dar nu poate fi principala obiecție în calea aderării. Nu ar fi deschis negocierile de aderare dacă nu rechestu condiție de excludere. Europarlamentarul s-a referit și la fondurile de preaderare. Potrivit oficialului, este important ajutorul tehnic pentru Republica Moldova în accesarea și valorificarea acestora. Latura asta umană importantă, ajutorul tehnic, deci cumva eu aș continua să militez pentru ajutor tehnic. Ce înseamnă asta? Experți de la Uniunea Europeană, experți din România, care au lucrat cu fonduri, care știu ce se cere, să vină acolo. Orice ajutor e binevenit în zona administrativă. În perioada de preaderare, Uniunea Europeană alocă 100-120 de milioane de euro anual. Anterior, președintele Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, Siegfried Mureșan, susținea că țara noastră va putea să primească fonduri de preaderare pe care să le poată accesa în anii 2028-2029, până la aderare.